Ați văzut manifestațiile de protest din România ultimei luni? Le-ați văzut la televizor? Da, am văzut fragmente, adică nu puteam să văd toată manifestația, dar s-au arătat din când în când la televizor anumite secvențe, la București în principal, și a fost impresionant pentru că se vedea mulțimea enormă și au mai fost articole prin toate ziarele importante despre aceste manifestații și privite foarte pozitiv, adică prima dată de 40 de ani de când sunt în vest, comentariile cititorilor și la ziarele online și comentariile reporterilor erau deosebit de pozitive despre România, în sfârșit, și mergeau până acolo încât ziceau, uite așa, noi, germanii, putem să luăm exemplu de la oamenii ăștia, așa se face, și noi trebuie să ieșim în stradă, și noi trebuie să facem niște lucruri când vrem să realizăm ceva, așa se face, credeam că visez, pentru că mi se părea lumea întoarsă pe dos, când vii România zicea, a, nemții aia ce bun sunt fantastici, nu știu ce, și acum ăștia ziceau, uite așa este, și o ziceau sincer, adică opinia se poate schimba rapid, dar nu s-a schimbat dintr-un singur om că a făcut ceva, dar era vorba aici de o treabă care era foarte credibilă pentru că era o manifestație în masă și se simțea energia și dorința de schimbare și amplitudinea demonstrației a fost într-adevăr impresionantă și deosebit de pozitivă. N-ați prins în România niciun pic de... N-ați fost prin România în perioada asta? Eu personal nu am fost atunci, dar sunt acum de 4 zile aici și am fost ieri, am avut o lectură la Sibiu, la ora 4 și numai bine când s-a terminat spre ora 6 am avut publicul la librăria Humanitas și l-am avut pe Radu Vancu, un cunoscut scriitor și bun prieten, care era moderatorul. Și bineînțeles că ne-am dus împreună după această lectură la aceste proteste, care au fost impresionante și ieri la Sibiu, adică erau peste 1000 de oameni în piața centrală și de acolo am făcut un tur al orașului cu lozinci, cu tricolorul, cu cântece, foarte impresionant și o chestie deosebit de pozitivă, că în sfârșit a apărut o conștiință politică ce se manifestă la un nivel de masă, pur și simplu, adică faptul că lumea s-a săturat de hoții și de corupție, asta este o treabă care o au de mulți ani, dar că dintr-o dată se petrece și s-a trecut că această treabă este fenomenală. Dacă ați avea așa, ca prin minune, o putere să schimbați un singur lucru în România, care ar fi acel lucru? Dacă aș fi un vrăjitor care zice asta vreau să schimb, aș vrea să schimb, să scot corupția. Corupția care apare în toate formele ei. Deci asta aș vrea să o înlătur și aș vrea să... Două lucruri care se leagă. Politica asta de dezinformare și de calomnie care se practică la nivel de masă și, bineînțeles, cu scopul clar de a prosti și de a minți oamenii, asta, dacă aș putea, iarăși aș căuta să o scot. În vest, bineînțeles că și acolo există partide contrarii care se ceartă, care se contrazic, care mint, fiecare politică e totdeauna cu anumite promisiuni care nu se îndeplinesc în forma în care au fost făcute, dar faptul că mediile, ce mi se pare de multe ori aici, că mass media, ziarele, adică se citesc niște gogomănici, am impresia că oricine poate
să publice anumite ziare tot ce trece prin cap și să mintă și să denigreze într-un hal fără de hal, fără ca treaba aceasta să aibă consecvențe imediate la nivel de mass media, să fie sancționate și dezmințite. Astea rămân. Adică rezultatul e că mă duc un taximetrist care îmi povestește niște chestii că mi se scală părul măciucă de dezinformare și mă uitam la el, zic, domnule, ăsta nu e chiar complet idiot, dar pare că este, pentru că el citește și consumă anumite mass media și de aici de complet am vrut să pe lângă realitate. Mă gândesc poate cumva lucrurile astea nu se întâmplă numai în România. De pildă, tipul ăsta de populism care a apărut acum și care e un fenomen global, dumneavoastră, ca cetățean german, cum îl percepeți în vest și cum îl percepeți în România? Da, acest populism este un fenomen foarte negativ și care, bineînțeles, că s-a întețit în ultimul timp. A dispărut aproape complet. A existat cândva, bineînțeles, în anii nazismului în Germania, în forma sa paroxistică și extremă. Însă, acum, începând de la Brexit, care a fost un șoc pentru toți oamenii pe care îi cunosc și prietenii și pentru britanici, dar, pe de altă parte, bineînțeles că votul ăla a fost în așa fel făcut că majoritatea, deci alea 2-3% sau care au fost, au vrut acest Brexit. Astea sunt niște lucruri care sunt produse la ora actuală de anumită fel, nu vreau acum să le explic, însă e la nivel de oameni care gândesc și care au încă o rațiune și care sunt educați și care știu despre ce este vorba, populismul ăsta este privit cu îngrijorare și este privit ca ceva extrem de periculos și negativ. În Germania a apărut un partid care se numește AfD, este așa numită un partid al cetățenilor, care merge pe această șină a populismului, exact cum a fost Brexit-ul sau cum este Marine Le Pen în Franța, și care are destul de multe, adică îngrijorător de multe voturi. Nu numai că se speră, se face totul pentru a informa populația, pentru că mulți sunt oameni care votează din protest sau intră în acest partid pur și simplu pentru a-și exprima nemulțumirea față de o anumită stare de fapt, însă fără să-și dea seama ce fac. Și, în general, oamenii care sunt în acest partid, când îi vezi, interesant este că mulți dintre ei sunt aproape cu un trecut criminal, pot spune. Adică sunt niște oameni care nici nu știu să-și articuleze gândurile și o țin una și bună. Noi, Germania, trebuie să avem grijă să nu ne mănânce străinii și să nu fim... deci, la cheremul lor și înghițiți de ei. Și aceasta este o chestie complet tâmpită și absurdă, pentru că străinii, dacă mă refer la orașul Düsseldorf, unde locuiesc de aproape 40 de ani, Germania nu este o țară de blon și de mult există acest amestec de națiuni, oraș deschis, e un proces care are loc de mulți ani și la ora actuală poți să auzi mai ades poate spaniolă sau rusă pe stradă decât germana și pot să spun clar că efectul este absolut pozitiv, adică nu a avut Germania, uitați-vă la situația economică la ora actuală și tot ce se întâmplă acolo, sub nicio formă de suferit. Deci, argumentele cu care se lucrează în populism, de aia e populism, că e ceva ce de fapt încearcă să prostească lumea cu niște argumente deosebit de simple. Și, bineînțeles, că are loc și în Germania și e o chestie foarte îngrijorătoare de care se vorbește deschis și eu am de plină încredere că la viitoarele alegeri ei nu vor câștiga în Germania. E vorba de
Uniunea Europeană în sine, care este amenințată de, de dezmembrare, de, de, de a fi distrusă, și asta ar fi, de fapt, o absolută tragedie pe care nu o vrea nimeni și nu poate să o vrea nimeni care, un om care cunoaște cât de cât istoria și realitatea. Amintiți de mai multe ori în carte de Hertha Müller. Cum e văzut în Germania Hertha Müller? Care e percepția pe care o au germanii despre Hertha Müller? Este în primul rând, Hertha Müller este o scriitoare, este o scriitoare foarte bună care a câștigat premiul Nobel, care este cea mai înaltă distincție posibilă în la în domeniul literaturii. Și ce să spun, cum este văzut? Adică dacă are o lectură din când în când, sălile mari sunt întotdeauna pline și are mare adicție. Ea, după câte știu, la ora actuală a scos, dacă nu mă înșel, ultima dată un volum de, de poezii, de fapt, de colaje, de texte pe care foarte interesant a combinat și a făcut poezie. Deci ea este o scriitoare care a și spus în momentul în care și-a luat premiul Nobel că asta nu va schimba sub nicio formă și ea va continua cariera scriitoricească. Cred că scriitorii, în primul rând, sigur, scriu ce să facă și recepția este foarte bună. Nu știu ce să spun în sensul ăsta. Adică nu am auzit niciodată ceva așa nici subversiv sau așa, las-o pe asta că nu știe sau nu. Sau dacă vă amintiți o întâmplare sau semnificativă, nu știu, o cunoașteți? Hertha Müller a fost la Timișoara studentă, este mai mică decât mine, mai tânără, cu 2 sau 3 ani. Și eu am fost student la franceză română și la germană. Așa nu ne-am întâlnit, ci eu nu scriam pe timpul ăla în germană, ci scriam în română și de aia nu am fost în acea acțiunsgruppe Banat, pentru că altfel aș fi fost precis. Am întâlnit odată în Germania, când a avut o lectură, era cu scurt timp înainte de la premiul Nobel în Düsseldorf, a avut o lectură la un minister cu public larg și am vorbit cu ea în pauză și după aia știu că am... Eu am încercat să vorbesc în germană cu ea și când a auzit de unde sunt, zis, hai să vorbim în română și ne-am întreținut și a fost foarte plăcut. Dar nu o cunosc personal în sensul unei relații strânse sau prietenii, deci este o întâlnire pasageră. Când am terminat cartea dumneavoastră, m-am gândit că, de fapt, este un fel de integrare a experiențelor dumneavoastră într-o... Ați spus să apăresc ca o personalitate, cum să spun, unită. Adică nu german, român, ci o singură persoană, o singură identitate. Da. Vreau să vă integrați toate experiențele într-o singură... Da. De fapt, e întrebarea cheie care se pune uneori. Mi s-a pus și acolo în mass media sau amici sau cunoscuți, tu ca ce te simți? Te simți ca neamț sau te simți ca român? Pentru că tu nu ești din România. Și răspunsul meu, în general, am mari probleme cu întrebarea asta. Atunci zic că îți spun ca ce mă simt dacă îmi spui cum te simți când te simți ca neamț. Ce simți tu atunci? Adică mi se pare o chestie, în fond de întrebarea deja în sine, nu există întrebare greșită, dar e puțin absurdă în ziua de astăzi. Eu zic că mă simt ca un cetățean al acestei planete și aceste granițe, înainte erau scriitori francezi, scriitori englezi, scriitori ruși și în ultimii
ani s-au șters tot mai mult și globalizarea, internetul, comunicarea rapidă care are loc la secundă astăzi în lume, a dus la o comunicare și engleza ca limbă comună. Nu mai e cineva care aparține numai unei țări. Și ideea asta că tu ești român și ești român și ceilalți sunt altceva, e o treabă, de fapt, complet absurdă, mi se pare mie. E, sigur că ești român sau ești german, dar asta este o chestie de statistică. Însă gândurile noastre și ființa noastră, în măsura în care suntem oameni ai contemporaneității, sunt totdeauna comune și de aici trebuie pornit și nu de la dezbinarea asta voită de populiști. Știu că mergeți la târgurile de carte din Germania și că deseori faceți prezentări pentru editurile române. Da. Cum ar putea fi îmbunătățită prezența României la aceste târguri? Este, adică, îmbunătățit, asta ne străduim sau se străduiește și România tot timpul să facă și întrebarea se pune permanent. Eu zic, România are un mare dezavantaj pe care nu l-are numai România, l-are și Finlanda sau l-are și Croația sau țările mici, și anume faptul că este o limbă, nu știu cum să spun, kleinsprache, o limbă mică, marginală și nu engleză, franceză, care au o putere de percuție foarte mare. Și aici apare deja o problemă. Pe urmă, o altă problemă a fost imaginea negativă pe care a avut-o România în mediile din vest, întotdeauna, adică asta știe toată lumea, la ce nivel, la nivel de clișee, dar marea majoritate a oamenilor au așa o imagine și spun, da, deci ca să vii de România și să te afirm, trebuie să fii deja de 10 ori mai bun decât alții și spun oricare dintre noi, dacă vă întreb ce vă interesează mai mult, să citiți o carte a unui scriitor despre un sat din Albania sau despre San Francisco sau New York sau nu știu ce treabă care se întâmplă la Londra, majoritatea vor spune că sigur, Londra sau New York. Însă asta nu înseamnă că literatura este mai proastă. Ce se poate face? Deci una din lucrurile care s-ar putea face este ca, de exemplu, s-a făcut deja foarte mult prin aceste mișcări de protest, de exemplu, am povestit chiar înainte, imaginea României dintr-o dată s-a schimbat enorm în pozitiv și asta are repercusiuni directe și nemijlocite și asupra receptării literaturii. Adică, vezi, uite, așa trebuie și noi să facem cum fac românii, aia atunci înseamnă că mă duc la librărie și zic, oh, uite, mai ne interesa un scriitor român care a scris despre contemporaneitate. Adică asta va fi un efect inerent. Și momentul în care scriitorii, unul sau altul, pătrunde în piața de carte din vest, poate să tragă pe mulți alții după el, în măsura în care spune eu nu sunt singur. De exemplu, chestia asta o face Mircea Cărtărescu, care a pătruns de mult foarte gen scriitor la nivel internațional extraordinar de bine cotat, atât de critică cât și de cititor. Și el spune mereu, eu nu vin dintr-un vid, dintr-un iat, în jurul meu sunt mulți alți oameni care sunt foarte buni și asta, bineînțeles, că are repercusiuni pozitive asupra literaturii. Deci scriitorii români, în măsura în care reușesc să pătrundă și să fie ascultați, să se pomenească unul pe celălalt și să spună eu nu sunt singur. Care e ultimul ban pe care l-ați auzit în România? Sau despre români? În România sau despre români? Nu am auzit, acum sunt aici de câteva zile, nu am auzit niciun banc, dar am auzit niște, de exemplu, azi am venit cu trenul de la Sibiu și asta e, am zis, domnule,
ăsta ar putea fi și un banc. Adică este o chestie complet absurdă și asta trebuie cândva să o povestesc. Sunt întrebat de multe ori, cum adică numai ție ți se întâmplă lucrurile astea absurde, nebune? Și zic că nu mi se întâmplă numai mie, mi se întâmplă tot timpul. Avantajul meu e că pendulez între est și vest și aparțin ambelor lumi și văd dincolo și aici lucruri pe care aia care sunt tot timpul în locul respectiv, poate nu mai le văd că s-au obișnuit cu ele. Deci despre ce e vorba? Am venit cu trenul de la Sibiu la București și la un moment dat mi s-a făcut sete și am vrut să mă duc la vagonul restaurant. Nu mergea până la Viena, avea vagonul restaurant și l-am întrebat pe conductor, nu? Cum îi zice? Conductor, da. I-am zis, domnule, unde e vagonul restaurant? Trebuie să treceți în 4 vagoane și atunci o să găsiți vagonul restaurant. Și am trecut un vagon, două, trei și la un moment dat am ajuns la o ușă care nu se deschidea. Am tras eu de ea, am apăsat pe buton, nu s-a deschis. Și mă uit eu acolo, era un lanț. Deci ușa era blocată. Și zic, domnule, mie mi-e sete, eu vreau să mă duc la vagonul restaurant. Cum ați blocat ușa? Ce sens are vagonul restaurant? Deci a venit alt, nu știu, șef de tren sau ce-o fi fost, și a venit și a spus, domnule, aici e vagonul de sunt cușetele de dormit și dacă treceți, îi trezit pe ăștia. La vagonul restaurant zic, păi cum îi trezesc? Dar eu vreau, mie mi-e sete, eu vreau să trec. Și nu se poate. Zic, domnule, deschideți lanțul ăla, că eu vreau să mă duc să beau. Zic, ce-ar fi dacă ați fi pus vagonul restaurant și după aia vagonul de dormit? Așa nu mai intra nimeni acolo. S-a uitat la mine lung și a spus, da, dar nu eu am făcut trenul ăsta. Și mie mi s-a părut chestia asta un banc. Adică ai un vagon restaurant care nu este accesibil pentru că între vagonul restaurant și restul trenului este un vagon de dormit și nu ai voie să-i trezești pe aia care dorm. Deci asta este o poveste foarte frumoasă și veselă, dar în fond eu nu eram prea înveselit, adică aveam o problemă cu ușa aia acolo. Da. Vă mulțumesc foarte mult!